Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu de la această oră este domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Ultima zi de campanie electorală pentru mass media. Astăzi, cu 3 zile înainte de data alegerilor, care sunt concluziile dumneavoastră referitoare la această experiență electorală? Sincer, concluziile le pot trage doar cetățenii. Eu pot să spun că a fost o campanie nu ușoară, pentru că în proporție de 80% s-a desfășurat în mediul online, a fost o campanie scrisă. În această perioadă de campanie am avut doar câteva zile de concediu, în rest am fost în fiecare zi la muncă, inclusiv azi am avut ședință extraordinară, deși pe data de 17 am făcut ultima ședință ordinară de Consiliu Județean. Dar astăzi a mai fost nevoie să facem o ședință extraordinară pentru că am găsit oportunitatea ca toate școlile speciale din subordinea Consiliului Județean să poată să achiziționeze tablete pentru copii cu probleme, cu nevoi speciale și alte echipamente pentru aceste școli cu finanțare europeană. Iar pe data de 15 octombrie să depun proiectele. Este pe principiu primul venit, primul servit. Și atunci colegii mei, sau împreună cu colegii mei, am făcut aceste proiecte cu cei de la școlile speciale, ca pe data de 14 octombrie să fim pregătiți numai să le depunem. Nu știu dacă pe 14 sau 15 va fi constituit nou Consiliul Județean să poată să facă vreo ședință astfel încât să aprobăm aceste proiecte. De aceea le-am aprobat astăzi. Este, da, concluzia este că oamenii au văzut. Iam un principiu. Dacă 4 ani de zile nu faci nimic și te duci în ultima zi să îngrași, știți cum este proverbul românesc, să îngrași purcelul în ajunul Crăciunului, nu faci nimic. Pentru că toți contracandidați, atât pentru funcție de primar sau pentru funcție de președinte de Consiliu Județean, sunt oameni care au avut funcții politice, sunt oameni care au deținut funcții de conducere, sunt oameni care sunt cunoscuți de către gălățeni, știu, ca și parlamentari, viceprimari, vicepreședinți, toți directori, toți candidații au avut câte o funcție. Astfel că oamenii, cetățenii gălățeni, au avut posibilitatea și au posibilitatea să ne măsoare pentru ce am făcut în 4 ani sau în ultimii 8 ani sau în ultimii 12 ani. Nu trebuie să ne măsoare sau să știe exact ce facem, ce am făcut noi în ultimele 30 de zile. Observa campania dumneavoastră, o campanie într-adevăr bazată pe proiectele pe care le-ați finalizat sau măcar le-ați demarat în perioada 2016-2020. Probabil că acesta a fost și motivul pentru care cred că dumneavoastră, cei de la Partidul Social Democrat, sunteți singurii care nu ați invitat lideri naționali aici în zona Galați-Brăila pentru a vă susține. Ați preferat să vorbiți dumneavoastră sau colegii dumneavoastră despre aceste proiecte. Spre deosebire de toate celelalte formațiuni politice, sau exagerez, de câteva dintre formațiunile politice importante care au invitat aici la Galați liderii naționali. Mă gândesc la USR Plus, la PNL, la Pro-România, chiar și Mișcarea Populară. Da, vedeți dumneavoastră, am spus-o și o spun, am spus-o în județ, o spun de câte ori mă găsesc cu oamenii, că nu am venit cu cineva să vorbească despre noi. Și aici fac o glumiță, tot timpul le spun oamenilor din județ, că astăzi aș fi putut să-l rog pe Florin Piersic să vină să vorbească despre mine, că este o persoană cu notorietate. Dar ce ar fi vorbit Florin Piersic dacă noi nu am fi venit cu fapte, noi nu am fi venit cu proiecte, noi nu am fi venit cu realizări în fața gălățenilor și astăzi ar fi venit cineva doar să vorbească despre noi. Am spus-o și o repet, fiecare candidat a avut funcție de conducere, a avut o funcție și a avut timp să demonstreze. Da, am văzut un pelerinaj la Galați, cum n-am văzut, cum rar mi-a fost dat să văd, începând de la cea mai înaltă funcție în stat, de la primul ministru al României, miniștrii care au venit la Galați, toți miniștrii actualului guvern s-au perindat pe aici, că a fost ministrul agriculturii, al fondurilor europene, ministrul transporturilor, ministrul tineretului și sportului, a fost primul ministru al României care putea să se plimbe prin Galați
acum câteva luni în urmă, când era pandemie, și să ne întrebe ce avem nevoie sau de ce avem nevoie, pentru că a venit ministrul sănătății de vreo 4 ori la Galați și, în afară de faptul că a inaugurat un dispensar care a mai fost inaugurat și s-a găsit doar în ședințe de partid pe unde s-au găsit ei pe la prefectură, credeți-mă că n-am avut niciodată ocazia să stau de vorbă cu dumnealor, să le explic despre ce avem nevoie și ce avem nevoie. Am văzut că ne-a criticat ministrul Tineretului și Sportului că bazinul olimpic nu este funcțional. Și noi avem hotărâri de Consiliu Județean încă de acum 2 ani, am mai trimis apoi încă o hotărâre de Consiliu, inclusiv acum câteva luni în urmă am mai trimis adrese să ni se transfere Direcția Județeană de Tineret și Sport la Consiliul Județean, dar n-am văzut nimic. În schimb, toată lumea vine și ne dă sfaturi. Am mai văzut un lucru extraordinar care s-a întâmplat pentru Galați și pentru Gălățeni, semnarea centurii ocolitoare a Galațiului și, bineînțeles, drumul expres. Dar mi-aduc aminte că în 2019, în luna mai, împreună cu ministrul Cuc, arătam pe unde va trece centura Galațiului, iar în august 2019, Partidul Social Democrat, aflându-se la guvernare, a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru acest proiect, astfel că pe 3-4 octombrie a fost demarată procedura de achiziție pentru aceste proiecte. Mi-aș fi dorit și mi-ar fi plăcut să se spună, dole, venim la Galați, semnăm contractul pentru aceste proiecte începute în 2019, pentru că nu sunt proiectele doar ale guvernului PSD, sunt proiectele românilor și așa este normal și firesc, dar ar fi frumos și corect față de gălățeni, că atunci când vine primul ministru al României la Galați și miniștrii, să spună, domnule, noi din luna octombrie suntem la guvernare, avem acum un an de zile de când suntem la guvernare, iar pentru gălățeni, ăsta este singurul proiect sau ăsta este proiectul pe care noi l-am aprobat în acest mandat, sau mai bine zis, într-un an de zile de când suntem la guvernare, un proiect plecat, inițiat de către guvernul PNL pentru Galați și pentru gălățeni. Și atunci credeți-mă că ar fi fost mult mai bine. Dar așa, ca să venim să verificăm lucrările de la pod începute de pe guvernarea PSD și astăzi să spunem cum facem noi pod peste Dunăre. Da, aici ca o paranteză, dacă mă întrebați pe mine, acest pod este revendicat de un PSD-ist, e vorba de Mihai Tudose, care atunci când a plecat la Pro-România, tot și l-a revendicat pe persoană fizică. Nu uitați că a luat un mandat de europarlamentar. Eu am să vă spun un singur lucru. Trebuie să ieșim din această ipocrizie este... și anume trebuie să spunem oamenilor clar, concret, pentru că aceste proiecte, încă o dată repet, cei peste aproape 350 de kilometri de drum județean făcuți în județul Galați de către Consiliul Județean nu sunt drumurile lui Fotea. Fotea este președintele Consiliului Județean. Mâine, poi mâine, posibil să fiu, posibil să nu fiu, sau peste 4 ani, sau peste 6 ani pe scaunul ăla, sau peste 8 ani, dar aceste investiții rămân, sunt ale oamenilor. Dar niciodată nu am să vin să spun, domnule, ăsta este proiectul meu, este gândirea mea, este ideea mea și să iau proiectele altora să le prezint oamenilor. Mi-ar fi plăcut, credeți-mă, mi-ar fi plăcut ca într-un an de zile să văd măcar un singur proiect. Culmea este că toate soluțiile pentru Galați și pentru gălățeni au venit în ultima săptămână de campanie, pentru că într-o săptămână de campanie pe mine mă îngrozește câți bani vin la Galați, câte fonduri vin la Galați, în condițiile în care noi nu reușim să majorăm pensiile sau să dublăm măcar alocațiile la copii și vin la Galați 15 milioane de euro investiții pe județul Galați. Adică dacă nu ieșim din registrul ăsta că trebuie să fim într-o permanentă campanie electorală și să le spunem oamenilor doar ce vor să audă, da. Știți ce se întâmplă? N-ar fi o problemă dacă am fi într-o permanentă campanie electorală și fiecare competitor să vină cu propuneri de proiecte bune pentru gălățeni sau brăileni. Problema este că mi se pare că există o inflație de proiecte, multe dintre ele nerealizabile sau care nu s-au realizat de-a lungul timpului. În această perioadă am văzut că iar a apărut subiectul Spitalul Regional.
un subiect cu care s-au câștigat alegerile din 2016. Iar a apărut subiectul Asocierea Dezvoltare Intercomunitară Galați-Brăila, intitulată Dunărea de Jos. Există un ADI Dunărea de Jos în momentul de față care nu funcționează. Stă acolo în hârtiile de la Brăila de o grămadă de timp, de pe vremea domnului Gheorghe Bunea Stancu. Despre aeroport, păi s-a vorbit despre aeroport la europarlamentare. Nu știu, mie mi se pare că sunt niște promisiuni destul de păguboase din punct de vedere electoral, că nu mai crede. Lumea nu mai crede. Vedeți, dumneavoastră, din cauza că unii nu au simțul ridicolului și în anumite momente promit chiar și ceea ce nici ei măcar nu sunt convinși că va putea fi realizat. Domnul președinte, poate sunt convinși și poate le vor face. Demarați-le și după aceea le promit. Tocmai de asta, domnule, când ești 100% convins că un proiect poate să se realizeze, sau măcar 80%, sau măcar 60%, ai convingerea și ai plecat, ai demarat ceva, atunci vino și prezintă-le oamenilor. Ce să vă spun, că acum o lună și ceva în urmă, pentru că pe exercițiul financiar 2020-2027 vor fi alocări bugetare și pentru construcție de spitale municipale sau județene, și că am trimis hârtie din partea Consiliului Județean către Ministerul Fondurilor Europene că dorim să facem un spital la Galați, că am primit răspunsul că trebuie să iau legătura cu Ministerul Sănătății și am trimis și la Ministerul Sănătății intenția Consiliului Județean de a construi un astfel de spital. Da, lucrurile astea sunt concrete, sunt palpabile, se văd, dar nu pot să ies în fața oamenilor acum și să le spun, domnule, garantat spitalul județean este, spitalul la Galați, gata, este în fază de construcție. Nu permit. Da, poate peste 3 luni de zile sau peste 5 luni de zile sau peste 7 luni de zile, când se vor fi aprobate ghidurile și vom putea să depunem proiectele cu finanțare europeană pentru astfel de proiecte și după ce proiectul va fi selectat, va fi verificat și va fi declarat eligibil, din momentul respectiv pot să vin în fața oamenilor și le spun, domnule, proiectul a fost declarat eligibil, investiția va fi realizată cu fonduri europene, Consiliul Județean va pune cofinanțare de atât și din momentul de față, chiar dacă nu se face într-un an de zile, va fi făcut în 2 ani de zile sau în 3 ani de zile pentru că este o construcție mare, dar se va face. Dar nu poți să vii în fața oamenilor și să spui, dom'le, vom face treaba aia. Aici stau și mă gândesc la câteva dintre emisiunile pe care le-am făcut noi în cursul anului trecut, atunci când exista în faza de idee, de proiect, acel depozit de deșeuri de la Valea Mărului. Un proiect foarte mare, cred că cel mai mare pe care l-a semnat. Este cel mai mare, 100 de milioane de euro. 104 milioane de euro. Așa. Și țin minte că nici măcar dumneavoastră nu credeați că o să fie pus în operă în mandatul ăsta. Și pe chestia asta ați menționat o dată de două ori că v-ar plăcea să faceți un astfel de proiect. Dar până când nu s-a semnat, n-am avut o discuție, cel puțin aici, în platoul de filmare. Nu știu ce ați gândit dacă în altă parte le-ați făcut. Pentru că am scos în procedură de achiziție depozitul de deșeuri de la Valea Mărului și pentru că au fost foarte mulți participanți, 16 participanți, a durat un an și 9 luni de zile procedura de achiziție, pentru că s-au contestat între ei, pentru că au fost în instanță și tot așa mai departe. Și abia anul trecut, în luna noiembrie, la sfârșitul anului a fost finalizată procedura de achiziție. Într-adevăr, am mai așteptat încă vreo câteva luni până s-a hotărât Ministerul Fondurilor Europene și am semnat contractul de finanțare, dar imediat ce am semnat contractul de finanțare în luna mai, am dat ordin de începere a lucrărilor și astăzi se lucrează, este un desant de utilaje acolo, de excavatoare, buldozere și camioane și se lucrează. Da, sunt proiecte, în 2017-2018, când am început să lucrez, să reiau și să lucrez la acest proiect, eram foarte, foarte rezervat, inclusiv eu, pentru că fiind un proiect nou, o idee nouă despre ceea ce înseamnă managementul deșeurilor în România și fiind un proiect de peste 100 de milioane de euro, că proiectele peste 50 de milioane de euro, am mai vorbit noi, se aprobă direct de către Comisia Europeană pentru că sunt considerate proiecte majore, a trebuit să fie milimetric, să corespundă și să fie updatat la tot ceea ce înseamnă cerințe de mediu, ceea ce înseamnă legislație în materie de mediu în Uniunea Europeană. De asta vă spun că astăzi acest proiect este un proiect pilot în România,
Și multe dintre depozitele din România vor fi reconfigurate și adaptate exact așa pe acest model de proiect. Cum să nu te bucuri când vezi un astfel de proiect? Cum să nu te bucuri când am venit la dumneavoastră acum vreo 2 ani de zile și am spus că o să facem construcții noi în sănătate și am făcut spitalul de la Gănești pe care l-am dat în folosință. Spitalul ăla este construit de peste 100 și ceva de ani de zile, se numea Spitalul Carol I, așa se numea, și era un domn acolo foarte, foarte simpatic, avea 96 de ani, care spunea că, dom'le, am fost primul electrician al acestui spital și a fost momentul ăla în care s-a trecut de la iluminatul cu lampă la iluminatul electric și am făcut racordul la rețeaua electrică ca să aibă spitalul iluminat. Și astăzi când văd că, într-adevăr, spitalul ăsta are saloane cu două paturi în cameră, cu baie, nu mi-am putut imagina că o să ajungem și în momentul ăsta. Mai mult decât atât, țin minte că am vorbit despre acest spital de la Gănești. Vă spuneam eu la vremea respectivă când v-ați apucat de construcție că, din punctul meu de vedere, e o realizare mai importantă pentru mine, om care lucrează în media, decât ceea ce s-a făcut pe la Spitalul Județean, niște chestii care pot fi valorificate din punct de vedere electoral. Cel de la Gănești nu va aduce puncte electorale. Se află în nordul județului. Exact. Oamenii care sunt acolo sunt de obicei fără aparținători. Și nu au drept de vot. Deci oamenii aia, 140 de oameni care sunt internați acolo, 129 mai exact, că sunt 140 de locuri, 130 de oameni din spitalul ăla nu au drept de vot. Deci oamenii aia nu mă votează. Nu am făcut spitalul ăla pentru ca să-mi câștig capital electoral, pentru că este undeva la granița cu Vasluiu. Dacă întreb pe unii din Galați, unii oameni din Galați, unde este Găneștiu, vă garantez că nu știu oamenii, pentru că nu au avut ocazia să se intersecteze cu zona respectivă. Dar și oamenii aia au avut și au nevoie de îngrijire, pentru că, sincer, sunt oameni care acum 10 ani sau acum 15 ani au fost duși acolo de către familiile lor. Și în afară de personalul medical de acolo, în afară de asistente, infirmiere, oamenii n-au văzut pe nimeni acolo. Deci se văd ei fiecare zi, ei între ei, și personalul medical de acolo. Și atunci cum să nu te apleci să faci astfel de lucruri? Săptămâna asta am dat în folosință clădire nouă la Spitalul de Boli Infecțioase. Iarăși o bucurie enormă, un spital, o clădire cu 63 de paturi, cu laborator de biologie moleculară, cu secții de dermatovenerologie pentru HIV și SIDA, cu secții de infecțioase, cu amfiteatre pentru studenți, cu săli de curs pentru studenți. Adică sunt niște lucruri care se întâmplă, sunt lucruri concrete. Acolo va fi aparatură și este aparatură, nu o spun eu, a spus-o doctorul Tatu, un specialist în dermatologie, care la ora actuală aparatură de ultimă generație, unică în România. Tot ce a cerut doctorul Tatu, tot am cumpărat pentru acel spital, adică metodă de aparatură pentru a depista cancerul de piele, o metodă non-invazivă, nu se ia, țesut de piele, ci doar cu ajutorul acelui aparat se scanează și se mărește de nu știu câte ori, astfel încât se vede celula în profunzimea ei și poate să determine, să depisteze dacă este cancer sau nu. Aparate de scanarea pielii pentru a face o evidență a aluniților de pe corp. La 6 luni te duci și vezi dacă au mai crescut, dacă au evoluat, nu au evoluat. La Spitalul Județean, acum o săptămână în urmă, s-a făcut pentru prima dată în istoria Galațiului intervenție pe cord, adică s-a făcut coronarografie și s-a montat stent. Sunt lucruri care se întâmplă. Sunt la ora actuală 17.000 de persoane, aproape 18.000 de persoane bolnave de cancer înregistrate la secția de oncologie și zilnic 60 de oameni care se tratează la Spitalul Județean, la secția de radioterapie cu acceleratorul near de particule. Să spunem că nu toți sunt din Galați și acesta e chiar lucru bun pentru că am ajuns în centru regional. Oamenii ăștia, 60 de oameni care se tratează zilnic, vin din Vrancea, vin din Tulcea, vin din Buzău, vin din Brăila, vin din Galați, chiar și din Bârlad au fost situații, oameni care au venit și se tratează aici. Da, sunt lucruri care se întâmplă și s-au întâmplat în Galați. Cine spunea cineva, de ce faci muzeu de artă vizuală? Pentru că
segmentul ăsta de populație care este canalizat pe zona de, de artă, este o zonă elitistă și destul de subțire, așa. Dar am conștientizat... Subțire din punct de vedere al numărului de persoane. Al numărului de persoane, că sunt foarte, trebuie să recunoaștem, sunt foarte puține persoane care merg la muzeu, sunt interesate să meargă să viziteze muzeul. Și atunci am luat decizia, pentru că într-o discuție și într-o vizită la Muzeul de Artă Vizuală avem peste 6700 de opere de artă pe care le ținem într-o magazie acolo, Lucian, Tonița, Grigorescu, și sunt într-o magazie acolo și am luat decizia să facem un muzeu. Gândiți-vă că sunt 6,5 milioane de euro, acel muzeu este unic în România, este cel mai mare și primul muzeu de artă contemporană construit în România după 1989. Și atunci, ăla va rămâne acolo și peste 50 de ani și peste 100 de ani și peste 150 de ani, tot acolo va fi acel muzeu de artă vizuală. Sunt lucruri care se întâmplă. Oamenii când veneau de pe partea cealaltă a Dunării și treceau cu bacul, vedeau un schelet la grădina botanică, 24 de ani, toată lumea întreba ce se mai întâmplă cu scheletul ăla metalic. Astăzi se lucrează intens pentru că va fi una dintre cele mai frumoase serie de plante tropicale pentru bătrânii cu bolnavi de Alzheimer. A făcut centru pentru bolnavi de Alzheimer, pentru agrement la Balta Zătun, fonduri europene, la Gârboavele, la fel. Adică sunt lucruri care se întâmplă. Să avem noi timp în emisiunea asta să reluăm toate proiectele pe care le-ați menționat de-a lungul timpului aici în platoul Reperul TV. Am să vă întreb așa, dacă ar fi să faceți un top 3 al domeniilor în care ați performat cel mai bine, cum ar arăta acest top 3? Sănătate, infrastructură și cultură. Deci sunt cele trei domenii unde au fost, în sănătate, în 2016 am spus că vor fi investiți aproape 10 milioane de euro și sunt investiții de peste 70 de milioane de euro. În infrastructură am spus că voi face aproape 150 de kilometri de infrastructură de drum județean reabilitat și modernizat și astăzi sunt peste 300, aproape 350 de kilometri. N-ați calculat dus întors, nu? Nu. Vă rog frumos să mergeți. Dacă mergeți de la Smârdan până la Tecuș, dacă mergeți spre zona Târgu Bujor, Berești, peste tot în tot județul. Pe cultură, dacă vă duceți și vedeți, la Casa Colecțiilor Farmacia Țink, SEB lucrează un proiect cu finanțare europeană unde vom avea și un spațiu virtual, vom avea posibilitatea să facem o vizualizare virtuală și de acasă. La Casa Cuza se lucrează, la muzeu se lucrează, la Sera de Plante Tropicale se lucrează, adică sunt sume, nu sunt sume modice, numai muzeul înseamnă 6,5 milioane de euro. Sera de Plante Tropicale înseamnă 3,5, aproape 4 milioane de euro. Înseamnă foarte mulți bani băgați în cultură. Drumurile județene înseamnă aproape 160 de milioane de euro. Sănătatea peste 70 de milioane de euro. În 2017, în luna decembrie, împreună cu directorul de la Apă Canal și cu ministrul fondurilor europene de atunci, am semnat un contract de 172 de milioane de euro pentru tot județul Galați, ceea ce a însemnat infrastructură de canalizare și apă pentru municipiul Galați și pentru alte 24 de OAT-uri primării din județul Galați, inclusiv Tecuciu și Bereștiu și tot așa mai departe. Adică sunt proiecte în 2017, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, fiind la guvernare atunci, au fost aduse 170 de proiecte aproape în județul Galați, de care au beneficiat toate primăriile din județul Galați, inclusiv cele ale PNL-ului și ale PSD-ului și toate primăriile, toate partidele politice, în valoare de 150 de milioane de euro. Adică sunt lucruri care s-au întâmplat în mandatul ăsta. Practic, centura mare a fost pornită și, adică repornită în 2019, un proiect de aproape 200 de milioane de euro. Drumul expres dintre Galați și Brăila de la Baldovinești la Galați este pornit, sau mai bine zis,
repornit în 2019, pentru că atunci s-a demarat și procedura de achiziție și au fost aprobați indicatorii și sursa de finanțare cu fonduri europene pe programul operațional de infrastructură mare. Deci, cu siguranță, nu o să rețină nimeni adică toate aceste cifre. Nu o să le reține, dar am vrut să spun lucrurile astea pentru ca să trag o concluzie și să le spun tuturor că Galațiu, de pe locul 34 în 2016 în România la absorpție de fonduri europene, este printre primele județe în România la ora actuală la absorpție de fonduri europene. Nu știu, pe 3, pe 4, pe 5, Asta este știrea, de fapt, care va rămâne, să știți că am vrut să fac o trecere pentru că am vrut să le arătăm, să le arăt oamenilor că știu ce trebuie, pentru că avem și am experiența necesară pentru a conduce Spitalul Consiliului Județean, știu ce trebuie acestui județ, iar dacă am reușit să ducem județul Galați, Consiliul Județean, de pe locul 34 în România, printre primele 3, 4, 5 consilii județene din România la absorție de fonduri europene, zic eu că, din punctul meu de vedere, că știm ce trebuie făcut. Bineînțeles, lucrurile astea nu sunt făcute doar de Fotea, sunt făcute într-o echipă, Consiliul Județean, o echipă de specialiști din cadrul Consiliului Județean, dar știți cum se spune, peștele de la cap miroase, pentru că dacă nu este cineva să-i conducă, automat președința au mai fost. Am văzut câteva dintre sondajele care circulă în această perioadă. Se pare că porniți din postura de favorit, dar e posibil să nu mai aveți o majoritate în Consiliul Județean formată din PSD și partide aflate în aceeași alianță cu Partidul Social Democrat. În cazul în care ați mai câștiga un mandat de președinte al Consiliului Județean, vă sperie ideea de a colabora cu un consiliu format în majoritate din reprezentanți ai partidelor aflate în opoziție cu PSD? În 2016 am plecat de la o majoritate destul de solidă. Așa aveam împreună cu colegii de la ALDE și de la UNPR, cărora le mulțumesc că am făcut această coaliție și chiar au fost alături de toate proiectele. Dar vreau să le mulțumesc și tuturor și celorlalți colegi din Consiliul Județean de la celelalte partide politice, pentru că în afară de un singur proiect pe care l-am avut și a trecut cu o majoritate simplă, adică doar cu 18 voturi, toate proiectele Consiliului Județean au trecut cu unanimitate de voturi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că m-am dus cu proiecte fezabile, adică m-am dus cu proiecte că nu putea să-și permită un consilier sau un grup al unui partid politic să nu voteze anumite proiecte legate de infrastructura din județul Galați, de sănătate, de cultură, de școli speciale sau agrement și tot așa mai departe, proiecte cu finanțare europeană sau cu finanțare proprie sau guvernamentală. Deci ca atare, da, mi-aș dori ca gălățenii să mă ajute sau să ne ajute să ne susțină, pentru că nu mai ești nevoit atunci să mai negociezi foarte mult cu alte partide politice. Dar sunt sigur că la experiența pe care o am și proiectele pe care le am în oferta electorală pentru Galați, pentru Galați și pentru gălățeni, și cele pe care vreau să le mai facem, sunt proiecte pentru dezvoltarea județului și să-l ferească Dumnezeu pe cel care își va permite vreodată să vină să pună bețe în roate unui proiect cu finanțare europeană sau unui proiect pentru Galați și să nu vrea să-l voteze, să-l saboteze, pentru că primul lucru pe care îl fac, aduc 200 de gălățeni în sala de ședință sau fac ședința în fața Consiliului Județean și să le spună gălățenilor de ce nu vrea să aprobe un proiect în sănătate sau un proiect pe drumuri sau un alt proiect într-un alt domeniu. Pentru că, sincer, n-am nicio emoție, nu m-am dus niciodată și nici nu o să mă duc cu proiecte din astea pe sub masă și tot felul de proiecte din astea care să nu fie în interesul gălățenilor, n-am nicio emoție. Dar, încă o dată, repet, în momentul în care ai o majoritate, îți dă siguranța că ședințele nu vor fi transformate în circotecă. Iar eu cred că am demonstrat oamenilor în cei 4 ani de zile că sunt o persoană serioasă și mă interesează, practic, dezvoltarea județului. Și, bineînțeles, în primul rând mă interesează proiectele cu finanțare europeană, mai ales că există 2020-2027, în 2021, ascultați ce vă spun, că deși am mai trăit filmul ăsta,
Sper ca guvernul să iasă din campanie electorală și să se ocupe de partea asta de proiectele europene și, în primul rând, de ghiduri, ca să putem să începem să depunem proiecte cu finanțare europeană, pentru că din 2021 o să fie bătaie pe proiectele cu finanțare europeană și acolo trebuie să ajungem, pentru că bugetul de la guvern sau bugetul de stat este foarte mic. Numai în 2020 pot să vă spun că Consiliul Județean a primit cu 23 de milioane de euro mai puțin. Mai puțin și la Consiliul Județean, mai puțin nici măcar 10% pentru Direcția de Protecție a Copilului. Adică nu mă aștept că în 2021 va fi o creștere spectaculoasă a bugetului de stat și că de acolo vom putea să facem proiectele de investiții. De aceea mă sperie unii care vin și promit astăzi tot felul de realizări pentru Gălățeni, pentru că viitorul și soluția pentru a realiza niște proiecte de anvergură pentru Galați sunt proiectele cu finanțare europeană, pentru că bugetul Consiliului Județean, bugetul de stat, înseamnă 50 de milioane de euro. De la 50 de milioane de euro până la 170 de milioane de euro, cât a fost bugetul pe 2020 al Consiliului Județean, înseamnă investiții sau înseamnă bani veniți din fonduri europene. Nu mă aștept ca în 2021 să fie bugetul Consiliului Județean de trei ori mai mare. Cât de important este un rezultat bun la alegerile locale în perspectiva alegerilor parlamentare care ar putea să se întâmple la sfârșitul acestui an? Păi, tot timpul alegerile locale sunt cele mai importante alegeri dintre toate alegerile. Pentru că aici, practic, se consolidează structura de bază a fiecărui partid. Aici se transmite mesajul cel mai bine, pentru că dacă ai primar, dacă ai viceprimar, dacă ai consilier local, cu ajutorul lor și cu ajutorul echipei din teritoriu, poți să transmiți mai ușor, mai bine mesajele de la centru. Și în funcție de, eu știu, consolidarea și dezestrea pe care o ai la alegerile locale, apoi poți să discuți despre alegerile parlamentare și, bineînțeles, celelalte alegeri. Dar credeți-mă că după ceea ce s-a întâmplat în 2019, unde chiar cu foarte mulți primari în anumite comune am pierdut, practic în momentul de față cred așa, că dacă vii în fața oamenilor, ești serios și vii și nu îi minți, ai toate șansele să fii votat. Dacă vii în fața oamenilor și te bâlbâi sau îi minți, este rețeta sigură ca să nu fii votat. Pe 27 septembrie, adică duminică, gălățenii, brăilenii, românii sunt așteptați la vot pentru a-i vota pe primari, președinți de Consiliul Județean, consilieri locali și consilieri județeni. Am să vă invit pe finalul acestei emisiuni să adresați un mesaj celor care ne urmăresc la această oră, să îndemna să vină la vot și, de ce nu, să voteze duminică lista de consilieri pe care o propuneți dumneavoastră, cei de la Partidul Social Democrat, și pe dumneavoastră pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Galați. Vă rog! Dragi gălățeni, ne-am venit în fața dumneavoastră cu una dintre cele mai bune echipe, adică una dintre cele mai performante echipe de consilieri județeni. Sunt oameni din toate domeniile, din medicină, din domeniul afacerilor, ingineri, juriști, avocați, oameni care au demonstrat ceva la locul de muncă. Iar eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean, cred că în cei 4 ani de zile v-am convins că sunt unul dintre oamenii cu cele mai bune intenții pentru dezvoltarea județului și pentru Consiliul Județean Galați. De aceea, pe data de 27, vă așteptăm la vot și cred că este important să mergem pe mâna celui care a demonstrat că știe, că poate și că interesează foarte mult despre ceea ce se întâmplă în județul Galați. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Vă urez mult succes în misiunea pe care o aveți dumneavoastră, aceea de a mai câștiga încă un mandat de președinte al Consiliului Județean. Ne vom întâlni săptămâna viitoare sau poate peste 2 săptămâni pentru a face o analiză a rezultatului care se va întâmpla pe data de 27 septembrie. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!
Universitatea Dunărea de Jos din Galați organizează o nouă sesiune de admitere în luna septembrie. Înscrierile se fac în perioada 3-11 septembrie pentru licență, 5-15 septembrie pentru masterat, 21-28 septembrie pentru doctorat și 3-16 septembrie pentru formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă. Locuri disponibile. Licență zi 2037 de locuri, masterat 2158 de locuri, doctorat 145 de locuri, învățământ la distanță 75 de locuri, învățământ cu frecvență redusă 60 de locuri. Admiterea se realizează pe bază de concurs de dosare. La unele facultăți se susțin și probe de concurs. Înscrierile se pot face atât fizic la sediul fiecărei facultăți, cât și online pe platforma admitere.ugal.ro. În septembrie îți programezi viitorul la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Dezinfecție, dezinsecție și deratizare prin Eurotopserv. Combatem o paletă largă de agenți patogeni și dăunători care îți pun în pericol sănătatea. Dezinfecția neutralizează virusuri, bacterii, ciuperci și alte elemente parazitare în vederea asigurării stării de sănătate publică. Prin dezinsecție se elimină insectele nedorite din incinte, țânțari, muște, gândaci, iar deratizarea combate eficient rozătoarele prin mijloace mecanice, fizice și chimice. Putem onora comenzi pe o arie vastă în județ Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, Vrancea, Buzău, Ialomița, Călăraș și în București. Relații la telefon 0728 158 227. Eurotopserv. Pentru o lume mai curată. Asociația Tehnopol Galați, Agenția de Dezvoltare Economică Varna, Agenția de Dezvoltare Marea Neagră Est, Centrul de Business Cahul și Camera Regională de Comerț și Industrie Micolaiv au demarat proiectul Creșterea Comerțului și Modernizarea Apiculturii și Sectoarelor Conexe în Bazinul Mării Negre. Principalele activități ale parteneriatului prevăd înființarea și funcționarea rețelei de producători apicoli în Bazinul Mării Negre, consiliere, consultanță, training și transfer de cunoștințe la nivelul întregii rețele, asigurarea vizibilității producătorilor apicoli prin organizarea de târguri, festivaluri, conferințe și campanii de conștientizare, management de proiect și comunicare. Toate activitățile vor fi implementate în regiuni din România, Bulgaria, Turcia, Moldova și Ucraina pe o perioadă de 24 de luni. Creșterea comerțului și modernizarea apiculturii și sectoarelor conexe în Bazinul Mării Negre, un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre.